În acest weekend, sâmbătă, mai exact, pasionații de aviație sunt așteptați la Aeroclubul Teritorial Constantin Manolache de la Săulești, acolo unde piloții pregătesc un spectaculos show aviatic. Aeroclubul României va marca astfel finalul campionatului național de acrobație cu avionul prin organizarea Zilei Porților Deschise, la care veți putea urmări evoluțiile impresionante ale lotului național de acrobație, puternicele aeronave ale formației Șoimii României, dansul elegant al motoplanorului și al planoarelor, dar și aeronave ultraușoare ce an de an formează noi generații de piloți. Șoimii României reprezintă formația de înaltă acrobație a Aeroclubului României, iar piloții formației au aterizat marți la Aeroclubul Teritorial de la Săulești, putând fi văzuți pe cerul Devei zilele acestea. Sâmbătă, pasionații de aviație vor avea parte de un show aviatic spectaculos, cu ocazia Zilei Porților Deschise, eveniment ce marchează finalul Campionatului Național de Acrobație cu Avionul. La sâmbătă, pe 8, începând cu ora 10.30, la aerodromul nostru de la Deva, Săulești, cum se numește el, o să organizăm un meeting aviatic, pentru că lotul național de acrobație cu avionul este prezent la Deva de luni. Aici se desfășoară campionatul național de acrobație în această săptămână și vrem să terminăm acest campionat cu un meeting aviatic deschis pentru toată lumea, unde vor fi foarte multe avioane de acrobație. Suntem prezenți cu 7 avioane de acrobație, dar și multe alte avioane sau planoare. Și vrem să arătăm publicul larg acrobația cu avionul, aeronavele din dotarea noastră, atât în aer cât și la sol. Vor fi prezentate și la sol pentru cei care sunt curioși să afle cum zboară și cum pot deveni pilot sau parașutiști. Organizatorii se așteaptă la un public numeros de mii de persoane dornice să afle parte din tainele aviației și să se bucure de acrobațiile pe care piloții le vor face în cadrul evenimentului. Intrarea este gratuită.